Salutare oameni faini și bine v-am regăsit la un nou video de Clash Royale. Ce vreau să vă anunț super, super rapid. Nu participați la Triple Elixir Challenge de azi. Așteptați până duminică. Acum o să mă întrebați, bă, dar de ce? Eu azi fac 15 win-uri în pana din 12. Care e ideea? M-am uitat la un video pe YouTube și ăia recomandau să jucăm undeva spre duminică. Bine, ăștia care nu suntem gen la 6 miliarde de coroane și batem pe oricine, oricând, la orice oră. În momentul de față, cam toți youtuberii o să încerce să facă videouri cât mai rapid, ei să fie primi acolo cu Triple Elixir Challenge-ul. Și o să dați peste oameni care știu să joace. Dacă vreți să aveți o șansă un pic mai mare, nu mult mai mare, dar oricum contează, adică decât să faci 4 win-uri, mai bine să faci 5 win-uri și să iei 6.000 gold, nu? Așteptați până duminică și jucați atunci și probabil că o să prindeți oameni un pic mai slabi, pentru că ăștia cu canalul de YouTube și cu vrăjel de genul, nu știu, jucători profesioniști, o să se bage în mare parte azi. Dacă aveți doar o șansă genul asta de free entry, mai bine așteptați până duminică să o valorificați la maxim. Mamă, cum a sunat asta, ești nebun? Dacă aveți gemuri, jucați cât vreți, fraților, pentru că vă doare la banana. Hai să-i dăm drumul, nu uitați să plăsniți și voi butonul de like dacă vă place seria asta de Clash Royale. La 777 de like-uri ca și bateriile alea, suntem super mega forță. Dacă îmi dă și o legendară, am sărit pe burtă și am plecat. Filmează vărul, totul este bines. Cine știe, poate îmi dă și mie o epică măcar. Un bowler ceva. Oricum în 3 sau 4 zile o să am un epic chest. Sunt curios dacă îmi dă niște epice ca lumea. Și culmea că e după aia la vreo 4 sau 5 zile, de fapt nu. După vreo 2 zile după ce îmi dă epic chest-ul la battle, mai îmi dă încă un epic chest în shop. Deci probabil că o să am 2 epic chest-uri săptămâna viitoare. Bine, 2 episoade cu epic chest-uri. Epic și zâniet. Până acum nimic interesant. Și trebuie să vă arăt un match oarecum amuzant pe care l-am dat azi contra la un deck cu golem. Și mă așteptam să mă zdrobească. Bun. Oare să începem direct cu ăla? Hai că mai bine dăm un match să pierdem și să lăsăm așa efectul de final. Wow, ce match a fost, știi? Că dacă dăm din start, să fie nașpa Leozaur. Am stâns și banii, ați observat. Am 20.000. O să-i țin acolo și mă decid dacă iau epic chest-ul ăla sau nu. Peste 5 zile. Hai, am ce să vin, ce faci? Aoleu. Oare asta să fie genul ăla de deck cum are Raku? Nu, bă, a apucat să sară. Știu că Raku are ceva de ca asemănător cu Lumber și încă ceva. Dar nu sunt sigur dacă e. Cu Suleiman oare l-avea și pe Suleiman Raku, nu cred. Știu că are Lumber-ul. Băi, vericule, mâncați aștene și tăi, dar uite câte chestii spawnează, mâncați aștene și... Mi-am reușit să-mi activez King Tower, dar nu știu dacă o să mă ajute extrem de mult în ideea în care deja s-a dus jumate din HP la turn. Și are prostia asta, e super, super ok cuptorul vieții. Cuptorul de franzelă. Ăla-i. Face un push destul de bun chestia asta. Și mai ales dacă tu pui trupe, ți-l camuflă. Ți-le camuflă, pentru că totuși la plural. Da. Ai, mă, serios? Am crezut că chiar îl pune gen în zona asta. Numai de-aia am pus goblin aici. Cât să fân ai, cât să fân, muci pateu. O să dea cu goblin barrel-ul, 100%. Că ăsta tanchează. Nu? Nu dai goblin barrel. Bine, mai să mânțare. Hai că o să începem un atac din spate. Că ăsta oricum o să mor acum, gen, vin chestiile astea, e gata. Aproximativ, bă, dar rezistă bulangiu. Iar dau poison aici, pentru că vreau să-i scot chestia asta pe când bag graveyard-ul. Că șobolănimile astea mici o să facă extrem de mult damage. Și acum suntem în double elixir, pot să încep să dau și cu graveyard. Aș prefera să-i scot șobolanul ăsta, ce-i drept. Știu că face o manevră de genă. Jboing, toti! Dacă reușesc... O, ai mănânc un execution, rămâncați aștene și dacă îți baci.
bun în spate frumos. Sper să apuc să bag și eu un graveyard corect acolo. Man, dacă n-am cu ce să tanchez, bag graveyard-ul degeaba, asta e ideea. De asta nu-l bag de multe ori graveyard-ul, pentru că dacă nu tanchează nimeni și nimic, munci pateu și zeamă. Opa, cred că am berit-o. Da. M-am băgat balls deep pe tur. Și arunca minerul cu goblin barrel. E bine și așa, rău cum e. Mai dăm încă unul, hai că mai dăm încă unul, frate. Oricum vreau să pic din arena 10, nu-mi place deloc. Singurul lucru, na, e fain că îți dă mai multe cărți. Gen la donații și chestii, dar în rest e groaznic. Hai guștere. Ce bine era dacă aveam aici o tornadă. Ce l-umflam de rapid. Direct îl trăgeam aici și era pe legheleu. Dar măcar o să știu acum, pe data viitoare, dacă o să mai... Ce a făcut vericule? Trăiască familia Matale. A băgat mari baștani. Hai că jucăm super defensiv match-ul ăsta. Să vedem dacă reușim să-l câștigăm. Dacă nu, aia e, cui pasă. Oricum, la un moment dat, cred că o să facă o chestie genul să scadă în coroană intenționat, că nu mai suport să joc în arena 10, e demențial din așpa. Și mă chinui să-mi fac și crown chest-ul. Și nu-mi place mânca aceasta. Le boulangerii, te rog, zi-mi că nu ai, da, cum să nu ai, dacă ai. Are un deck super ciudat, adică n-am mai văzut deck de genul. Și porc, și prinț, și barbari, adică ui mei. E dubios rău. Și probabil că în double elixir rupe cu el. A, bă, frate, cum dracu, dă numai într-unul cu bilaia, nu dă n-amândoi. Bun, clară treaba. Punem pe nenea baby dragonaș. Vine gușterul. După ce dă lock-in pe ăla, pe șepun să-i umfle pe la spate. Șboing, șboing, șboing. Dacă îl punem pe ăsta în spate frumos. Punem knight-ul cu care o să și tankăm, sper, de data asta și să luăm și... Aoleu. A dat boss-ulica. Dar are un pachet super, super dubios. N-am mai văzut genul ăsta de pachet, cum v-am zis. E ciudat. Hai, te rog, graveyard, arată-ți puterea ta malefică. Băgăm și un poison acolo. Am cine să tancheze de data asta, dar nu știu dacă o să iasă exact cum vreau eu. Da. O ieșit și nu prea. Dar dacă am un pic de Bulanosaurus Maximus, se duce acolo Varus Andel și mai pușcă încă una, nu-i mai pușcă încă una, că e bulangiu. Dar o să păstrăm aici o defensivă curată și o să dăm un poison. Practic asta încerc în momentul de față, să fac un cycle la poison, să pun poison-ul acolo și să-i dau la Mumu Gaga Gigi. Da, hai că meciul ăsta e și până la urmă. Well played. Thanks. Good game. Good luck. Da, e dificil în arena 10. Hai să vă arăt totuși meciul cu golemul, care nu e neapărat cine știe ce, dar mi s-a părut interesant. Ăsta e, ăsta e. Să facem un mini comentariu. Bun, aici aștepta șobolanul să-i vină golemul direct. Hai, toti. Și aici arunca golemul. Direct am intrat în panică. Am zis, bă, frate, ce fac acum? Rapid, hai să pun pe lane-ul ăsta, că trebuie să fac defend. După aia mi-am dat seama, bă, stai că Chief Pet-ul are, nu mai știu, Chief Pet sau unul dintre șobolanii ăștia mari care joacă cu Splash Yard, recomanda când vezi un golem pe partea altă, cu deck-ul ăsta n-ai nicio șansă să faci defend, trebuie să te bagi maxim direct în tur. Dacă nu, ai belit-o. Și aici am avut un pic de noroc că turnul a început să dea în dragon, pentru că dacă ăsta stătea în spatele lui ca și suport, cred că m-ar fi umflat. O să vezi acum, gen, pun acolo. Deci numai la aia mă gândeam, frate, să spamez cât mai multe chestii la el în bază. Am pus un tank
imediat o să bag, cred, cum zice la asta, Bowler-ul, Axinte. Deja când am văzut cât damage pun acolo, am zis clar, pe ăsta îl umflu. Am băgat Bowler-ul, o să urmeze, cred, un Poison. Cred că aia urmează, nu? Poison-ul, da. Și cam asta e șmecheria contra la Golem. În cazul în care jucați cu pachetul meu sau cu un pachet asemănător, nu încercați să dați defend, deci nu mai puteam de răz la asta. Știu, te enervezi când vezi chestia asta, dar când l-am văzut cu Golem, băi, urăsc pe ăștia cu Golem și P.E.K.K.A. Și m-am bătut înainte cu P.E.K.K.A. înainte de asta. Da, cam asta trebuie să faceți contra la un deck. Ba stai mă, și pe P.E.K.K.A. l-am bătut, what the fuck. Hai să vedem și asta. Cum naiba l-am bătut pe ăsta la 3-0? Sau ăsta oare era un A.F.K.K.A.? Cred că era A.F.K.K.A. ăsta. Ba nu mă, what the fuck. Am bătut P.E.K.K.A. la 3-0. Interesant, ia să vedem. Aici îmi dă ea cheer-up cineva din clan. Jur că nu mai vine în minte ce fază am făcut, i-am dat chiar 3-0. Aici am reușit și o să folosesc o tornadă cum ar trebui să o folosesc. Și aici, de fapt stai, știu. Și aici mi-am activat, dacă bine ții minte, King Tower-ul când mi-o dat miner. Stați așa să vedem dacă aia e șmecherea, dar așa ții minte. Că am activat, da, 100% aici am activat King Tower-ul când și-o trimis minerul, fiți antenă numai. Deci jur, contra la miner, contra la porc, contra la Goblin Barrel, deck-ul ăsta e demențial. Baci tot, bine, orice deck cu tornadă. Baci tornada, bam, ai activat King Tower și doar la bana după. Bun, acum o să-și bage din nou P.E.K.K.A.-ul. Deci ăsta a fost genul de match care nu prea mi-a plăcut, adică în început, în early game, cum ar veni, m-a enervat la maxim și aici mi-activez King Tower-ul, nu? N-am dat încă, ba, acum, am știut. Și am reușit să fac și defend contra la șobolanul ăsta, că dacă venea, îmi dădea direct, uite, numai două bucăți de ăsta, what the fuck? Deci din două bucăți mi-o mora Goblin, Mov. E Goblin și ăsta. E Bowler, da, da. Am avut un lag pe creier. Aici n-am băgat graveyard-ul. Trebuia să bag și graveyard-ul. Nu l-am băgat încă. Cred că m-a așteptat double elixir-ul. Și l-am băgat pe partea asta altă, nu? Că ții mitic, am băgat 100% graveyard-ul. Da, bag Bowler-ul, o să așteptă double elixir-ul și cred că am băgat, da? Acum, da. O să fie aici graveyard-ul și după aia o cedată asta. Exact, așa era fata, da. Când a văzut că am spart turnul, o ceda total, bine, oricum nu știu dacă mă putea bate din punctul în care am ajuns în double elixir, dar cam asta a fost meciul și cam așa cred că trebuie jucat contra ăștia cu P.E.K.K.A., Golem și alții vrăjeli. Bine, s-a și jucat cât de cât dubios. Din ce am înțeles, P.E.K.K.A. ăsta trebuie folosit pe defend mai mult decât pe atac, da, în fine. Cam astea au fost meciurile, pana mea, câștigi, pierzi, cam asta e treaba în Arena 10. 90. Câștig până la 3000 și un pic, după aia scad până la 2900 și un pic și tot așa. Mersi fain de vizionare, nu uitați, dacă vreți să aveți o șansă un pic mai mare, așteptați până duminică, mai ales cei care nu aveți gemuri, să reintrați în Triple Elixir Challenge. Și lăsați în comentarii dacă ați jucat deja, câte win-uri ați făcut sau câte win-uri o să faceți duminică. Puteți să vă reîntoarceți la video ăsta și să lăsați un comentariu. O să mă uit pe stele. Ne auzim, să aveți un weekend super fain, forță maximă la 777 de like-uri, salutare!